Ai gafat vreodată? Oi, fi... eu nu știu să fi gafat. Dacă gafam, cred că aflam să scria mult sau fi făcut. Nu, nu prea, pentru că eram destul de profesionist, așa și știam ce am de prezentat, dar nu cred, nu mi-aduc aminte. Au fost și situații foarte grele pe vremuri, de exemplu eram într-un turneu cu formația Felix și erau așa zisele pendel. Deci primul spectacol la ora 17 într-un oraș și al doilea la ora 20 în alt oraș, apropiat, pentru că nu erau săli atât de mari încât să joci două spectacole sau interes. Și am avut, cred că la Reșița era al doilea, am ajuns, Felix trebuiau să vină, dar până adunau văsculele, echipamentul, nu veneau, nu veneau, nu veneau. Cred că au întârziat cel puțin trei sferturi de oră. Ce-a fost pe mine, nu mai știu. Am povestit, am făcut. Până la urmă am potolit, că la început erau agresivi, scandal, nu știu ce. Și am început, nu știu ce le-am povestit nici acum. Eram un fel de Florin Piersic. Cam așa <laughs> uh, cu Florin Piersic am avut în, uh, hai de mine, în Valea Jiului, un turneu. Am pornit turneul din București și nu știu de ce, Draga Olteanu Matei și nu știu mai cine au renunțat după motru. Și ne-am trezit în Valea Giului, era Florin Piersic cu băiatul lui, care îi dădea replica într-o Eu și Carmea Rădurescu. Și erau tot așa, pendel. Și plecam, când a Carmen lăsam pe Florin, zic, noi plecăm. Aha, vă lăsați pe mine aici, ce să le spun eu Bineînțeles, stătea trei ore pe scenă. Și a, a, stăteam cu sufletul la gură să ajungă în al doilea. El atât de mult vorbea și lumea era fascinată încât nu, nu mai scăpa de pe scenă. Dar a fost minunat. Cu pierții că am făcut. Era dificil de, de scos de pe scenă.